Salomão a schimbat partea. Reprimește Salomão, a fost o pasă bună și un șut periculos tras de Diogo lui Dinamo. Are 3 goluri. Asta în condițiile în care Dinamo are un... Cursul campionatului trecut, Mihai Căpățână, șut bombă! Se cere acolo penalti pentru un hands. N-am văzut sincer ceea ce s-a petrecut. A degajat cupă. O lovitură liberă. Da, pare să-l lovească mână. Acolo mingea pe... Oho, e penalti. E penalti... Este hands-ul... Nu-l... sau dacă va avea timp să reacționeze. Pătrunderea, centrare cu piciorul stâng, bună! Ce centrare! O fază care trezește sentimente mai bune în rândul galeriei dinamoviste. I-a venit bine mingea lui Neicuțescu. Salomão pătrunde. Anca centrează din prima. Lovitură de cap. Cât pe ce să pătrundă. Iată-l deschizându-l aici pe Hanca. Bună centrarea lui Hanca. Intervine Armaș. Salomão trece de ciucuri. Minge lăsată pentru Nistor. Plonjonul lui Zgrablici și penalti. Penalti. Mai erau 1 minut și 10 secunde până la final. Roșu pentru Zgrablici. Sau că nu lasă pe alții, vom vedea. Foarte bine săritura, foarte bună săritura peste minge. Salomão și înscrie. Văd că a plecat prea devreme spre stânga sa. Salomão a trimis lejer pe jos, pe centrul porții. Foarte bună execuție tehnică. Îl simte probabil.